Verbecii, în comunicarea cu cei apropiați, în relațiile cu prietenii, protectorii, pot urmări foarte ușor armonia. Există potențial pentru sensibilitate, rafinament, echilibru. În 11 ianuarie, luna Uranus, Uranus retrograd, avem și Mercur retrograd piramidă de pământ formată între Lună, Uranus și Mercur, se favorizează distracția, cariera, resursele, fericirea, o legătură între toate aceste lucruri, în sensul de a manifesta rezistență, creativitate, un spirit conservator și capacitate de realizare. În 14 ianuarie se formează între lună Venus și Marte staționar o piramidă de aer care va favoriza comunicarea cei apropiați. Contracte, asocieri, relații cu prietenii, protectorii. Este susținut intelectul, idealismul, spiritul de observare. Relațiile sunt bazate pe comunicare, tact, în comunicarea cei apropiați se poate arăta îndrăzneală, curaj, vitalitate, spirit autocritic. Relațiile au rezistență datorită sprijinului. Iar în 14 ianuarie, Marte în mers direct în Gemeni. În comunicarea cei apropiați, apare. O activitate mai puternică a intelectului, o orientare către zona relațiilor, dar poate să apară și în zona relațiilor un pic de superficialitate. Acțiunile pot fi curajoase, dar fără asumarea responsabilității, pot fi promovate idei noi, comunicarea poate fi făcută într-un mod mai inedit. Ideile sunt progresiste, este simulat interesul pentru proiecte noi, pentru lucruri noi în această perioadă de sfârșit de săptămână, am zice.